Sindicaliștii din industria de apărare au protestat astăzi în Piața Victoriei. Au ieșit în stradă alături de colegi din alte județe și angajați de la Societatea Comercială Umetohan și de la Fabrica de Pulber din Făgăraș. Principalele revendicări se referă la nerespectarea punerii în aplicare a acordului și a memorandumului între guvern, asociațiile patronale și federațiile sindicale din industria de apărare, conform înțelegerilor din 17 iulie. În urma discuțiilor purtate la Palatul Victoria, în prezența premierului Vasilica Viorica Dăncilă, sindicaliștii susțin că industria de apărare trebuie să devină furnizorul principal pentru toate instituțiile cu caracter militar, securitate și ordine publică, de arme, muniție și tehnică militară. Oamenii cer ca minim 30% din achiziții să se realizeze în industria de apărare românească sau prin compensare conform legii. Am avut o întâlnire cu premierul, cu Teodorovici și cu Bădălău, ministrul economiei și finanțelor, unde am stabilit că săptămâna viitoare să dea o hotărâre de guvern privind nucleul, ceea ce înseamnă plata salariilor până la sfârșitul anului. Săptămâna viitoare, marți, o comisie formată din sindicate, Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe, pe încheierea unui acord pe ce înseamnă facilități pentru industria de apărare. Speță este, s-a întâmplat o discuție privind trecerea Romarmului să fuzioneze cu Romtehnica, să fie trecută sub urmea guvernului. Sindicaliștii din apărare spun că în cazul în care nu va apărea în următoarele 10 zile o lege nouă care să le fie favorabilă, vor relua protestele.